Bună tuturor, Cătălina sunt, sunt trainer și consilier pe relații de cuplu, iar astăzi vom discuta despre motivul pentru care nu mai vrea să faceți sex atât de des sau nu mai vrea să faceți sex deloc sau motivul pentru care nu mai este atras sau atrasă de tine. Înainte de a începe, dacă consider că acest material este necesar să ajungă și la alte persoane, nu uita să-i dai un share, iar pentru ședință de consiliere vă las linkul cu adresa de e-mail în descriere. Se întâmplă destul de des, mai ales în relațiile de lungă durată, dar nu numai, ca la un moment dat unul dintre parteneri să nu mai fie atât de interesat de actul sexual pe cât era la început, sau să nu mai fie atras de partenerul sau de parteneră de cuplu. De ce se întâmplă asta? Pentru că la început suntem îndrăgostiți unul de celălalt. În momentul în care suntem îndrăgostiți, ne dorim să facem sex foarte des și foarte mult, să ne conectăm cu celălalt, să fim împreună, să facem lucruri împreună cu cât dispar acești hormoni din uh, organism, cu atât ne mai așezăm așa și e normal să nu mai facem sex la fel de des. Dar dacă se întâmplă ca în relație să, nu știu, să aveți obiceiul de a face sex de 3-4 ori pe săptămână și la un moment dat mai scade asta și se întâmplă să faceți doar de două ori sau o dată pe săptămână, nu este atât de grav. Dar dacă se întâmplă ca partenerul sau partenera de cuplu în momentul în care tu inițiezi actul sexual să nu-și mai dorească să facă chestia asta, în primul rând trebuie să poți purta o discuție sinceră și să vezi care este motivul pentru care nu vrea să mai facă acest lucru. Pentru că noi putem să tragem tot felul de concluzii. Unul la mână poate că, nu știu, este foarte stresat sau ocupat sau, nu știu, sau a luat cu altceva. În momentul în care oamenii sunt foarte stresați, unora le este mult mai greu să le mai stea mintea la a face sex. Sau, știu, dacă a apărut un copil în, în familie, din nou e normal ca prioritățile să se schimbe. Sau, dacă sunteți de foarte mult timp împreună și deja, nu știu, nu ați mai schimbat nimic la relația voastră de cuplu, faceți aceleași lucruri tot timpul. Uh, nu vă mai îngrijiți cum o făceați la început, e normal ca aceste lucruri să dispară, să mai dispară din atracția sexuală. Pe lângă asta se poate întâmpla și ca uh, el sau ea să nu mai fie atras pur și simplu de tine. Pentru că dacă, v-am zis, nu mai schimbi nimic la tine și dacă la începutul relației te îngrijeai, um, căutai să fii cât mai atractiv sau atractivă, inițiai să faci lucruri, lucruri, mergeai la sală, te parfumai, făceai duș, te, erai foarte atent la tine ca și om, iar după ce ai ajuns într-o relație, ai zis că lasă că mă iubește, mă place și așa, normal că omul respectiv nu o să mai fie atras de tine, cel puțin cum era la început. Pentru că tu nu te mai îngrijești cum o făceai la început și dacă el de asta s-a îndrăgostit de felul în care tu erai atunci și acum tu nu mai ești persoana de care s-a îndrăgostit, e normal să nu mai fie atras de tine și din punct de vedere sexual. Dacă a apărut monotonia în relația voastră de cuplu, normal că nu mai aveți chef să faceți sex unul cu celălalt sau el sau ea nu mai are chef să facă sex. Pe lângă asta, dacă mai ales la bărbați, în femeile în raport cu bărbații fac chestia asta, dacă partenera ta de cuplu nu te mai respectă, nu te mai vede cum te vedea la începutul relației, nu mai impui respect în sensul că, nu știu, nu mai furnizezi lucrurile pe care le furnizai, te-ai de lăsat, nu știu, orice consider tu respect, ea nu mai vede în tine, nu mai vede în tine bărbatul de care să a îndrăgosti, masculul care era la început și acum nu mai ești. Ghici ce? Nu o să se mai simtă atrasă sexual de tine. Dacă ea se duce în energie masculină și tu te duci în energie feminină, sexul mai e la vale. Și pe lângă asta, dacă femeile au chestia asta. Unele femei, nu toate, hai să nu generalizăm, au nevoie ca bărbatul să domine, să fie mascul, să nu se simtă ele cocoșul în relație Pentru că o femeie în momentul în care ea taie și spânză în relație de cuplu, ghice, ce, o să se plictisească de tine și o să se ducă să caute un bărbat care să o facă să, să fie dominată Dominată adică să nu se simtă ea cu, cu saci în căruță, trebuie să care ea toate chestiile din relația de cuplu dar oricare ar fi motivul pentru care ea nu sau el nu mai este atras de tine, tu nu poți face decât să îl afli concret discutând cu partenerul sau cu partenera ta. Din nou zic, da, noi putem trage tot felul de concluzii și analiza situația pe toate părțile. Sunt multe motive pentru care nu mai poate fi atras de tine. Dar dacă tu nu porți o discuție sinceră cu el sau cu ea, nu ai cum să afli care e motivul exact pentru care face acest lucru. Și nu trebuie să abordezi situația cum o fac mulți sau multe. A, dar de ce nu mai facem sex ca la început? să ai găsit pe altcineva? Nu-ți mai place de mine? M-am îngreșat? Uh, uh. Tot fel de lucruri de genul acesta. Nu așa se abordează situația. Pentru că nu faci decât să l îndepărtezi și mai rău pe celălalt. Ci pur și simplu poți să spui în felul următor. Mi-am dat seama că am cam neglijat viața sexuală în ultimul timp. Crezi că am putea face ceva să îmbunătățim acest aspect? Simți și tu cum simți eu? Ți se întâmplă să, să ai și tu aceleași trăiri? Pentru tine nu mai e la fel de importantă? Cum crezi că am putea face ca din nou să fim și din acest punct de vedere ok amândoi? Pentru că eu mă simt mai dată la o parte sau mai dat la o parte, simt că nu mai este ca la început. Îți mai dorești să fim unde eram înainte? Sau pur și simplu nu mai vezi relația de cuplu cum o văd și eu? poți aborda situația într-o fel de manieră încât el sau ea să nu se simtă pus la zid. Să nu aibă senzația că el sau ea este defectă, el este problema sau ea este problema și tu, vezi, Doamne, ești îndreptățit să-l tragi la răspundere. Nu, sunteți parteneri de cuplu, parteneri de relație. Trebuie să rezolvați lucrurile împreună. Tu și el împotriva problemei, nu tu, sau, nu tu împotriva lui sau el împotriva ta. Împreună căutați o cale de rezolvare pentru că dacă vă iubiți și dacă relația de cuplu este primordială pentru voi, contează că ea să funcționeze, o să găsiți de fiecare dată o soluție, dar în momentul în care se schimbă prioritățile și relația de cuplu sau tu nu mai ești prioritatea pentru partenerul sau partenera ta, ești ce nu o să-și mai dorească să facă ca lucrurile să funcționeze. Așa că, înainte să te învinovățești, înainte să ai senzația că tu ai o problemă și că din cauza ta nu te mai simte atras de tine sau atras de tine, Întâi, caută să discutați exact ce se întâmplă fără a aduce acuzații vis-a-vis -vis de acest aspect și mai degrabă căutați să vedeți care e problema și cum o puteți rezolva astfel încât amândoi să fiți fericiți. Cam asta a fost pentru astăzi, sper să vă fie de folos, sper să vă ajute să vă rezolvați problemele în relațiile voastre de cuplu iar dacă aveți nevoie de ajutor, nu uitați, vă las adresa de e-mail în descriere. Cătălina, am fost, pe data viitoare!